Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Un adolescent de 17 ani din Milișăuți a furat două mașini în municipiul Suceava. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Un hoț de mașini a fost prins după o urmărire pe străzile din municipiul Suceava. Primarul de la Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de abuz în serviciu. Iar suceveanca Ancuța Bodnar a fost desemnată sportiva anului 2023 la gala organizată miercuri de Agenția Națională pentru Sport. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Un adolescent de 17 ani din Milișăuți, care a furat două mașini în municipiul Suceava, a fost reținut după o urmărire spectaculoasă desfășurată de polițiști. Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, minorul, elev la un colegiu din Rădăuți, a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Aventura delictuală a adolescentului a debutat în jurul prânzului. Mai întâi, acesta a furat un autoturism marca Volkswagen Transporter din cartierul Opcini, găsit neasigurat și cu cheile în contact. După o scurtă plimbare, mașina a fost abandonată în zona străzii Cernăuți. Ulterior, minorul s-a îndreptat spre zona centrală, unde a observat un alt vehicul, un Volkswagen Caddy, parcat pe strada Curtea Domnească, aparținând unui fast food din zonă. Cu cheile în contact și neasigurată, mașina a devenit următoarea victimă a hoțului. Personalul restaurantului a alertat imediat poliția. O amplă acțiune de urmărire a fost inițiată de forțele de ordine, culminând cu blocarea autoturismului în fața primăriei Suceava. Cu toate acestea, hoțul a abandonat mașina și a încercat să fugă pe jos, traversând diverse zone, inclusiv parcul universității și piața mică. Urmărirea a luat sfârșit în fața spitalului județean Suceava, unde polițiștii l-au capturat pe adolescent. Testul etilotest a indicat o valoare de 0, neindicând astfel consumul de alcool. Nu s-a pus în niciun moment problema utilizării armamentului din dotare, având în vedere că silueta tânărului evidenția faptul că acesta ar putea fi minor, de asemenea în zonă aflându-se și multe alte persoane. După ce s-a reușit blocarea în trafic autovehiculului, tânărul a reușit să fugă din mașină, însă a fost urmat într-o urmărire pedestră continuă de către polițiștii rutieri, ulterior fiind blocate și toate celelalte căi de acces de către polițiști de ordine publică, astfel încât în scurt timp tânărul a fost capturat în zona unității medicale din municipiul Suceava fără niciun fel de incidente. Minorul a recunoscut ambele fapte și după ore de audiere a fost plasat în arestul poliției pentru o perioadă de 24 de ore. Procurorul de caz va decide ulterior modalitatea de continuare a cercetărilor în privința acestuia. Primarul de la Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de abuz în serviciu. Alesul local a cumpărat mobilier la un preț dublu față de cel real pentru dotarea două cămine culturale. În 2021, același primar a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru angajarea fictivă a două persoane, care ulterior s-au transferat în alte instituții ale statului. Primarul comunei Vatra Moldoviței din județul Suceava, Virgil Saghin, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare de către magistrații Curții de Apel Suceava într-un dosar de abuz în serviciu cu un prejudiciu de 100.000 de lei. El are un termen de încercare de 3 ani. Alesul local a cumpărat mobilier pentru dotarea căminelor culturale din Ciumârna și Paltinu prin achiziție directă la un preț dublu față de cel real. Contactat telefonic pentru a stabili dacă Virgil Saghin va rămâne în funcție, prefectul Alexandru Moldovan a declarat că va oferi un răspuns la această întrebare abia după ce va primi hotărârea judecătorilor. Pe de altă parte, în 2021, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Virgil Saghin într-un dosar în care este cercetat pentru angajarea fictivă a două persoane. Una dintre cele două persoane este Simona Iancu, o tânără care nu a fost nicio zi la serviciu în primăria din județul Suceava și la scurt timp după angajare a fost detașată la APR
apele române pe un post pentru care nu avea competențe. Totul a ieșit la iveală în urma unor anchete jurnalistice. Din cercetările efectuate în cauză până în acest moment, reiese că angajarea lui Iancu Elena Simona la primăria comunei Vatra Moldoviței ar avea un caracter fictiv, în sensul că cei trei suspecți, primarul Saghin Virgil, secretara generală a comunei Boca Ana și directorul administrației bazinale Prut Bârlad Avram Petru, dar și beneficiara demersurilor, suspecta Iancu Simona Elena, ar fi avut de la început reprezentarea că aceasta din urmă nu va activa în cadrul primăriei comunei Vatra Moldoviței, că angajarea acesteia ar fi doar rezultatul unor favoruri și că ar servi doar ca bază aparent legală pentru promovarea prin detașare în funcția urmărită de la început, respectiv cea din cadrul administrației bazinale Prut Bârlad Iași, se arată în comunicatul de presă transmis de procurorii DNA în anul 2021. Zeci de fermieri din județul Suceava care au blocat Vama Siret în semn de protest în luna ianuarie au fost sancționați de jandarmi. Valoarea amenzilor încasate se ridică la 23.000 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. În plus, și polițiștii rutieri au transmis notificări pentru a identifica șoferii care au blocat un drum în timpul protestelor. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Suceava au identificat și sancționat 59 de fermieri care au participat la protestele organizate pe raza județului Suceava în luna ianuarie a acestui an. Sancțiunile au fost aplicate în baza legii 61/1991 privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. În conformitate cu solicitarea dumneavoastră, în contextul manifestărilor de protest ale fermierilor din județul Suceava, vă transmitem faptul că efectivele Inspectoratului de Jandarmi au aplicat 59 de sancțiuni contravenționale, din care 21 de amenzi în valoare de 23.000 de lei și 38 de avertismente scrise. Acestea au fost aplicate potrivit dispozițiilor articolului 26 aliniatul 1, litera D, din legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și articolului 2, punctele 1 și 24 din legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava. Pe de altă parte, Inspectoratul de Poliție Suceava a deschis un dosar penal care îi vizează pe fermierii care au blocat un drum în timpul protestelor. Vă amintim că în luna ianuarie, zeci de fermieri din județul Suceava au protestat timp de mai multe zile, blocând circulația rutieră în municipiul Suceava, dar și punctul de trecerea frontierei Siret. Fermierii au ieșit în stradă pe fondul unor nemulțumiri acumulate pe parcursul mai multor ani. Protestul a încetat după ce guvernul a soluționat o parte dintre revendicările protestatarilor. Podul provizoriu de la Milișăuți va fi redeschis traficului rutier cel mai târziu sâmbătă, pe 17 februarie, a anunțat prefectul Alexandru Moldovan. Potrivit acestuia, lucrările de reparații la podul tehnologic peste râul Suceava din orașul Milișăuți sunt în plină desfășurare. Printre cei mai afectați de surparea podului sunt elevii din Milișăuți. Transportul acestora nu se poate efectua cu respectarea orarului școlar din cauza circulației intense pe variantă ocolitoare disponibilă. În paralel, mai spune prefectul Sucevei, s-au depus demersuri la DRDP Iași și la Ministerul Transporturilor pentru repararea prin balastare cu piatră concasată a porțiunii de drum în lungime totală de 1087 de metri, care face legătura cu podul tehnologic. Calea de acces a fost predată constructorului conform documentației depuse la primăria orașului Milișăuți. Prefectul a subliniat urgența intervenției, având în vedere că transportul elevilor din orașul Milișăuți, satul Gară, către școala gimnazială Milișăuți, este afectat din cauza circulației intense pe varianta ocolitoare. Alexandru Moldovan a mai anunțat că DRDP Iași va efectua pe parcursul anului 2024 diverse activități suplimentare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județ, incluzând reabilitări de poduri și elaborarea de studii de fezabilitate pentru optimizarea transportului rutier în zonele Vămilor Siret și Vicovu de Sus. În noaptea de marți spre miercuri, creșterea debitului râului Suceava a produs o ruptură în terasamentul podului provizoriu de la Milișăuți, iar autoritățile au dispus închiderea traficului. Variantele de trafic rămase în urma închiderii podului sunt pe rutele alternative, pe DN17A, intersecție Bălcăuți, DN12 și dinspre Suceava. De asemenea, se poate utiliza traseul DN2K Solca Milișăuți, care se desprinde din 2E Spătărești Vicovu de Sus.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava a realizat prima intervenție de tratament endovascular pentru AVC ischemic acut la un pacient de 74 de ani transferat de la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Pacientul a avut o recuperare rapidă și aproape completă a funcțiilor neurologice și a fost externat în mai puțin de 7 zile. Spitalul Clinic Județean Suceava a ajuns la 19 intervenții de stroc ischemic și hemoragic în mai puțin de 2 luni cu finanțare de sub 10% din necesarul estimat și solicitat de la Ministerul Sănătății, a transmis spitalul prin declarația doctorului Mihai Crețeanu Junior, care a subliniat nevoia de sprijin financiar suplimentar, întrucât aceste intervenții sunt făcute majoritar din bugetul spitalului. De la începutul anului 2024, numărul de cazuri a crescut cu peste 200%. Cu finanțare de doar 10% din partea Ministerului Sănătății. Dezvoltarea echipelor multidisciplinare de tratament a patologiilor vasculare cerebrale și periferice, de abort vascular pentru pacienții dializați, a gastroenterologiei intervenționale, fac din compartimentul de radiologie intervențională un domeniu extrem de dinamic. Prin creșterea personalului medical, de la un medic radiolog și 2 asistenți acum 10 ani, la mai mult de 7 medici, 4 radiologi, 1 nefrolog, 2 gastroenterologi și 7 asistenți cu program de permanență 24/7, a completat doctorul Mihai Crețeanu Junior, care a precizat că estimările pentru anul 2024 indică peste 1000 de intervenții, ceea ce necesită o structură funcțională complexă. În fiecare an școlar, elevii se confruntă cu provocări semnificative în procesul de învățare. Astăzi abordăm un subiect esențial pentru succesul școlar, stilurile de învățare. Fiecare elev are propriul mod de a asimila informațiile, iar cunoașterea și adaptarea la acest stil pot influența semnificativ performanțele academice. Psihologul Mihaela Pavel ne împărtășește cum identificarea stilului de învățare poate contribui la formarea unei baze solide pentru succesul școlar. Urmează rubrica Fi bine cu tine! Bine v-am găsit! Astăzi voi deschide un subiect destinat mai mult elevilor, dar și părinților care au copii la școală. Subiectul rubricii de astăzi, stilurile de învățare. Odată cu începerea școlii apar multe provocări dificile, iar una din acestea și cea mai grea este învățarea. Pentru a putea avea rezultate bune la școală, elevii trebuie să-și analizeze și să recunoască stilul propriu de învățare. Profesorii își adaptează predatul la particularitățile individuale ale elevilor, tot cu scopul principal de a-l face pe elev să înțeleagă din clasă lecția, punând accent pe stilurile de învățare, iar părinții pot să evite schimburi de replică cu odraslele lor dacă înțeleg modul de învățare. În funcție de stilul propriu adaptat, fiecare copil va reacționa și va putea învăța mai ușor. Principalele stiluri de învățare sunt stilul vizual. Preferă să citească, nu să îi se citească. Poate citi în gălăgie, citește repede și fără greșeli. Vorbește repede, nu reține tot când este vorba de instrucțiuni verbale. Este un bun organizator. Stilul auditiv. Îi place să învețe cu voce tare, preferă să povestească decât să scrie, vorbește mult și este sfătos, preferă liniștea fără zgomot atunci când citește, își ascultă gândurile vorbind cu sinele său. Stilul kinestezic. Învață cu ajutorul exemplelor concrete, manevrând obiectele. Vorbește mai rar, memorează plimbându-se prin cameră, are un scris urât, se implică în jocuri, nu reține locații geografice decât dacă a fost acolo. Beneficiile sunt următoarele: eliminarea obstacolelor învățării, obținerea unor note mai mari la examene, îmbunătățirea stimei de sine, dezvoltarea autocunoașterii, relații bune cu cei din jur. Cum pot afla elevii stilul propriu de învățare? Foarte simplu, adresați-vă psihologului școlar sau dirigintelui. Citez: cea mai mare greșeală a profesorului este că evaluează ce nu știe elevul și vrea să pună în valoare ce nu știe, nu să evidențieze ceea ce știe acesta.
Chiar dacă elevul a dat un răspuns greșit, nu trebuie taxat pentru că vine la școală ca să învețe. Încurajarea, valorizarea și empatia sunt obligatorii atunci când ai de modelat creiere. Este valabil atât pentru profesori cât și pentru părinți. Până data viitoare, fii bine cu tine, adaptându-ți propriul stil de studiu. Numai bine! Suceveanca Ancuța Bodnar a fost desemnată sportiva anului 2023 la gala organizată miercuri de Agenția Națională pentru Sport. Canotoarea din Vatra Moldoviței le-a depășit la această categorie pe atleta Alina Rotaru-Cotman și pe jucătoarea de tenis de masă Bernadette Soci. Sportivul anului, campioană europeană și mondială la dublu vâsle, Ancuța Bodnar. Dacă ambiția și puterea ar avea nume, dacă smerenia și respectul le-ați căuta, dacă vreți să cunoașteți o româncă adevărată, adevărată toate sunt adunate într-o singură fată, Ancuța Bodnar. Suceveanca Ancuța Bodnar a fost desemnată sportiva anului 2023 la gala organizată miercuri de Agenția Națională pentru Sport. Canotoarea din Vatra Moldoviței le-a depășit pe atleta Alina Rotaru-Cotman și pe jucătoarea de tenis de masă Bernadette Soci. Anul trecut, Ancuța Bodnar a fost medaliată cu aur la campionatele europene și mondiale la dublu vâsle, împreună cu Simona Radiș. Mulțumesc din suflet pentru acest minunat trofeu. Mă simt onorată și fericită să mă aflu în această seară alături de nume mari ale sportului românesc și nu numai. Vreau să spun că această seară este despre performanță, dar și despre a mulțumi. Vreau să încep prin a mulțumi doamnei Elisabeta Lipă, Agenției Naționale pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federația Română de Canotaj, Clubului CS Dinamo București, dar și Clubului CSS Orșova, clubul de la care eu am început canotajul. Apoi aș vrea să spun că fără un staff medical și un staff tehnic, aceste rezultate nu ar fi fost posibile. Vreau să mulțumesc familiei, dar și bunului Dumnezeu, pentru că fără ei, sigur, nu ar fi fost nici acest lucru posibil. Îmi cer scuze, dar am emoții. Am lăsat la urmă pe Simona, dar nu întâmplător, pentru că alături de ea am format o echipă imbatabilă din 2019 și îmi doresc în continuare să obținem cele mai frumoase rezultate. Vă mulțumesc! În cadrul evenimentului desfășurat la Ateneul Român au fost acordate premii pentru 20 de categorii pe baza rezultatelor obținute pe parcursul anului 2023. Nominalizările și desemnarea câștigătorilor au fost realizate de Asociația Presei Sportive din România. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Se pare că nu e chiar bine să angajezi fictiv pe la primării oameni în ideea de a-i transfera ulterior la alte instituții. S-a întâmplat la Vatra Moldoviței, motiv pentru care Virgil Saghin a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de abuz în serviciu și pentru că a cumpărat mobilier la suprapreț pentru... Da, nu, da, dosarul pe mobilierul ăsta. Dotarea unor... Da, dar prima dată a fost luat în vizor pe angajările fictive. A, secretarino, că... Știi cum e? Că dacă nu-l găsești cu ceva, găsești ceva mai mărunt cu care să-l agăți. Adică l-a luat pe ăsta care e un mizilic față de alaltă. Știi? Dar de regulă se întâmplă așa. Uite-te la Liviu Dragnea, uite-te da, la da. Bine, că-s două mizilic, Adrian Năstase. Sunt două mizilicuri, dar mi se pare să mai e mizilic decât ălalt. Ăla cu Tămbălău, care a fost și cu o mare șmecherie făcută și arogantă șmecherie, așa, nu... Șmecherie pe care sunt convinsă că o regăsești în foarte multe locuri. Da, și l-a luat ca luat nu știu ce mobil. În fine, la domnul Saghin l-a zburdat toți anii ăștia. Cred că dacă stai să-l cauți, dar nu numai la el, cum spuneai tu, dacă stai să-l cauți așa de nu mai găsești câte cât vrei. Câți nu se angajează într-o primărie mică ca să fie transferați ulterior la o instituție mai bună? Zic în general așa, câte șmecherii se fac, mai ales pe la astea mici, la zona de munte, ei zic, bă, noi suntem la Vatra Moldoviței, suntem departe, nu ne vede.
nu ne vede, așa, mergem prin pădure, culegem frat și mure, mai stăm, mai bem o țuică, nu știu ce, mai facem o șmecherie, dar nu ne vede. Na, acum s-a înfundat domnul Saghin, ghinionul lui. Cred că alții nu mai are voie să candideze, nu? E o condamnare. Nu, nu e pusă interdicție de candidat. Da, dar cine unele partide au așa într-un cod al lor că persoanele condamnate nu sunt preferate. Dar sunt altele care n-au un cod și poate să o ia și pe persoană fizică. Și dacă poporul îl iubește, s-ar putea să iasă. Adică totul este posibil la noi. Dar domnul Saghin așa a dus-o bine, cred că foarte bine. Acum va plăti și a scăpat ieftin cu suspendare. Suspendare. E foarte... Și acum asta vreau să spun că alți primari își fac cruce cu limba să nu vină și la ei. Pentru lucruri asemănătoare. Da. Nu, cu mobilă, cu cești de cafea. Au fost aplicate 10 de sancțiuni fermierilor în urma protestelor pe care le-au făcut luna trecută în Vama Siret, cu preponderență, dar și pe drumurile publice din județul Suceava. 23.000 de lei e valoarea sancțiilor, asta înseamnă 23 de amenzi de 1.000 de lei fiecare. Au mai fost și avertismente și alte forme de sancționare. Sunt curioasă cum ar fi arătat, sau dacă ai poate tu informații din presa străină, cum se întâmplă în Germania, Franța? Cum se întâmplă în Franța, în Belgia. Nu să-i fie amendat. Dar dacă tot ții stilul ăla în mână degeaba, ia acolo. Mai fac niște însemne. 23 înmulțește cu 23 ori 2, 4, 6. Și mai adune așa. Că... Deci amenzile astea înseamnă 1000 de voturi pentru aur. Și Diana Șoșoacă, acum nu știu cum se împart. Adică statul reprezentat de Ministerul de Interne, care e condus de PNL, pardon, care luptă împotriva extremismului. Știi? Da. Că PNL luptă împotriva extremismului. Da. Așa, dă votul la aur. Dar oamenii de acolo din stradă, Sorin, dacă ți-amintești, erau supărați când unii parlamentari sau de la aur și din partidul doamnei Șoșoacă, adică doamna Șoșoacă, au încercat să confiște protestele. Tu zici așa cum ți-am zis, 23 ori 2, deci 46, zic ca mine, din familie și mai scriu pe rețelele de socializare cu mătri cu aia, deci sunt 1000 de voturi la aur. Adică, mă, ce te-a mai mâncat acum? Știi cum e și cu mitingul ăsta? Da, legea. Nu e pentru toți? Cu mitingul cu extremism. Știi, adică, a venit George Simion la tine în poartă, ți-a strigat nu știu ce, corect, ai reacționat după aia, te-ai dus, ai zis, la la la, ai făcut aia, punct! Nu, peste o săptămână a făcut el cu extremismul, cu anti-extremism. Așa și aici. Bă, s-a terminat. Cine a mai în făcut de atunci? Că am înțeles că face în toată țara. Așa trebuia, dar s-a azi închis în, că a văzut, în Timișoara, s-a văzut că este o prostie și că în loc să contabilizeze, să aducă voturi la PNL, aduc voturi la ori acțiunile astea cu extremismul anti-așa. Așa și aici. Mă, s-a închis aia cu tractorul. Bine că n-a pățit nimeni nimic. Nu s-au bătut. Au sunat prietenii noștri din Turcia. S-au deschis vămile. Așa, s-a bine, așa. Tu ce mai vii acum după o lună să-i dai amenzi ca să ce? Să-i hărățești, nu? Cum i-a hărățit Gheorghe Flutur pe auriști și pe șoșoiși la Suceava, așa îi hărățește Ministerul de Interne al PNL-ului. Nu știu, eu cred că cineva le ia mințile și nu le mai dă. Le dă după alegeri, dar după aceea ce să faci cu ele? E, și așa, de le-ar avea și după alegeri. Și așa, uite, știi, se miră după aia că de ce e amendat? Ah, bun, cred că e amendat mai aia, că pe aia care au fost mai guralivi așa și mai revoluționari și care au blocat încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Astea sunt motivele. Așa este. Da, așa este. Și toți au încălcat în chiar să mă întreb în Franța, în Germania așa. Dar fii cu tact. Pentru că ai văzut că a fost o chestiune socială, da? Ai văzut că s-au dus la guvern, da? Reprezentanților, nu cei de aici. Bun, deci dacă e o lege pe care trebuie să o respecti, nu sunt și niște forme de protest în care poți să manifestezi? Bă, da, acum că ei n-aveau autorizație, erau proteste spontane. N-aveau autorizație, dar să te orientezi. A fost o situație excepțională. Drept dovadă că s-au rezolvat niște chestii de după aia. Că dacă ar fi strigat că vrem să ne dați câte 1000 de euro subvenție la kilu de cartofi, nimeni n-ar fi dat și zis, dați-o încolo. Știi? Dați-o încolo. Mai veneam și cu spray lacrimogen și cu furtunul cu apă și trimiteam acasă.
La oameni au protestat pentru noi și că au avut dreptate în protestul lor, s-a dovedit după aceea când o serie de chestiuni s-au rezolvat cu guvernul. Dar nu, nu se orientează. Nu. Nu, n-au nicio treabă. Deci autosabotaj. Autosabotaj. Politic. O să faci așa un tabel undeva și în fiecare zi... Facem câte o dunguliță, nu? Da, nu, să vedem câte voturi mai aduc PSD și PNL la ur, în fiecare zi. Și dacă am vorbit de Vatra Moldoviței mai devreme... Dacă am vorbit de aur. Putem vorbi de aur, și în continuare. Păi da, putem vorbi de aur și în continuare. Dar și de Vatra Moldoviței, da, de bine de data asta. Am abonare din Vatra, ce am vorbit de rău, Vatra Moldoviței, ce am eu cu Vatra Moldoviței? Avem nimica cu Vatra Moldoviței. Am zis de primar, de ce vorbeam de rău. El reprezintă Vatra Moldoviței și pe oamenii din Vatra Moldoviței care l-au ales. Da, dar domnul Saghin a dat premiul Ancuței Botnar. Cum ar fi să nu-i dai? Cetățean parcă da. Am o fotografie prin laptop. Am văzut, a Botnar pe merit, adică și concurența pe care a avut-o. Cine a fost de la... A fost Alina Rotaru Cotman, atletă. Nu cunosc, n-am auzit de ea. Și jucătoarea de tenis Soci, de masă, Bernadette Soci. E bună, e foarte bună. Sper. Dar n-am auzit, nu știu ce performanță a făcut atleta, dar de la distanță, am văzut, a Botnar trebuia să câștige, adică campionat european, campionat mondial. Calificare la olimpiadă și toate celelalte. Mă, și e din urmă și olimpiada, adică nu poți să compari și a luat pe merit. Canotajul este singurul sport din România la ora actuală care produce performanță. După nu ce tenisul cu Simona Halep... Nu, ăla e mort, e gata. Eu nu știu judecată. Ce mai vreau pe la tribunale, că nu-i de sărac. Așa când... Na. Niște decizii probabil nepotrivite la... Niște momente nepotrivite. Așa când... Da, câteodată... Și știi? Alții iau mințile altora. Da, așa este. Nu știu, nu... Nu numai în politică. Nu găseam eu cu... Și la canotaj, ăsta este singurul sport. În rest, asta că te-ai calificat la campionatul european de handbal, băieți, da, e o performanță la fotbal. Dar da, acolo ești... Adică nu, dar să iei medalie de aur la un sport atât de greu, e o ultra performanță și este îmbucurător. Noi nu avem, noi suceveni, nu avem niciun merit absolut. Singurul merit îl au părinții ei, ea, antrenorii, profesorii, cei care au descoperit-o, care au crescut-o, doamna Lipă și așa mai departe. Dar faptul că este din Suceava, trebuie să avem și noi mai... Ne lipim și noi, da, puțin. Ne lipim ca muștile, da, așa, câte... La munca ei. Da, da, nu puteam să te... Era culmea să nu spunem, știi? Adică o domnișoară din Suceava se iasă, o doamnă și noi să nu spunem nimic. Păi astea sunt performanțe. Cine obțin? Sportivii, elevii, pe la olimpiade și pe la asta așa. În rest, ce performanță? Cu ce se face? Cu niște politicieni, în funcție, mai în alte... Pe la spital câte operație importantă, adică așa, dar zic de ieșit în lume, în țară, așa cu ce... Mai ești cu niște politicieni în funcție în alte... Unde ești? Prezenți și viitori? Unde? În lume. A, în lume. Și ca să ce? Ieși, că tu ai zis să ieși în lume. A, nu așa ai zis de ieșit să iese, nu. Ne uităm numai la valorile de trafic de pe aeroporturi și ne dăm seama că se iese. Mai mult decât... rezultate, asta e. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. CSU Suceava va juca la finalul acestei săptămâni două meciuri pe terenul Politehnicii Timișoara. Cele două formații se vor întâlni vineri de la ora 18 în etapa 17-a din Liga Zimbrilor și duminică de la ora 16 în turul 1 din Cupa României. CSU Suceava va juca două meciuri la distanță de 46 de ore pe terenul Politehnicii Timișoara. Cele două formații se vor întâlni vineri de la ora 18 în etapa 17-a din Liga Zimbrilor și duminică de la ora 16 în turul 1 din Cupa României. În campionat, sucevenii sunt pe locul 8 cu 21 de puncte, iar bănățenii se află pe poziția 11-a cu 14 puncte. Etapa de la Timișoara este etapă foarte grea. Timișoara e o echipă foarte atsăgoasă pe teren propriu. Au făcut meciuri foarte bune acolo. Noi mergem să ne luptăm pentru fiecare minge și să aducem punctele acasă. Marius Sadofea, care cred că este numărul 1, dar și toți ceilalți, cred că nu putem neglija pe niciunul dintre ei. Pot fi oricând foarte periculoși, oricând pot să facă meciuri foarte bune și noi, prin antrenamentele noastre, încercăm să-i combatem. Cu siguranță mergem la victorie acolo și acasă am reușit, in extremis, să ținem cele 3 puncte la noi.
A fost cu puțin noroc, însă face parte din handbal și zic eu că se poate să câștigăm și la ei acasă. De ce nu? Ne lipsesc niște jucători importanți, Leonard Ștefan, Claudiu Lăzurcă, dar cred că putem sublini absența lor prin forța grupului nostru. Și ne dorim și să accedem în turul 2 al Cupei României, să trecem de ei și duminică și în cupă mai departe. Apoi cu Dinamo, greu să-ți propui un obiectiv, dar îl vom aborda și acel meci tot la victorie, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în Vaslui Dinamo, când aproape campioana României a fost să piardă punct. Dar primul și cel mai important este cel de vineri din campionat cu Timișoara. În turul campionatului, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a câștigat cu 35-34, la pauză 14-18. Golul victoriei a fost înscris de Adi Târzior în ultima secundă de joc dintr-o lovitură liberă de la 9 metri. Echipa de volei sub 19 ani a liceului cu program sportiv Suceava a mai făcut un pas către turneul final. Jucătorii antrenați de Bogdan Maxim au câștigat pe terenul celor de la CSŞ Avram Iancu Ștei cu 2-3 și ocupă locul secund în faza elită. Echipa de volei masculin sub 19 ani a liceului cu program sportiv Suceava a mai făcut un pas pentru calificarea la turneul final. Jucătorii antrenați de Bogdan Maxim au câștigat pe terenul celor de la CSŞ Avram Iancu Ștei cu scorul de 2-3 pe seturi 22-25, 25-23, 13-15, 25-21 și 12-15. LPS Suceava a mizat în meciul din Bihor pe următorii jucători: Cristian Răileanu, Ilie Daniliuc, Alexandru Popescu, Cristian Lozneanu, Valeriu Verciuc, Andrei Cojocar, Luca Ghiuță, Alexandru Andrușcă, Andrei Nemțoi, Ioan Verciuc, Eduard Cudlici și Justin Lungu. Clasamentul seriei A din faza elită este condus de Viitorul Cluj cu 10 puncte, iar podiumul este completat de LPS Suceava și CTF Mihai I București, ambele cu câte 9 puncte. În etapa următoare, sucevenii vor juca pe terenul celor de la CNMV Ploiești duminică de la ora 13. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online, pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi variabil, parțial noros în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, în special în zona montană, iar temperaturile minime se vor încadra între 0 și minus 1 grad Celsius. Vineri vremea va fi în general plăcută, potrivit ANM, cerul va fi mai mult senin, va străluci și soarele în majoritatea zonelor, nori trecători își vor face prezența la Botoșani și Roman. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, iar temperaturile maxime, în ușoară creștere față de zilele precedente, se vor încadra între 8 și 9 grade Celsius. Un adolescent de 17 ani din Milișăuți, care a furat două mașini în municipiul Suceava, a fost reținut după o urmărire spectaculoasă desfășurată de polițiști. Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epuranu, minorul, elev la un colegiu din Rădăuți, a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Primarul de la Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de abuz în serviciu. Alesul local a cumpărat mobilier la un preț dublu față de cel real pentru dotarea a 2 cămine culturale. În 2021, același primar a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru angajarea fictivă a 2 persoane, care ulterior s-au transferat în alte instituții ale statului.
Zeci de fermieri din județul Suceava care au blocat vama Siret în semn de protest în luna ianuarie au fost sancționați de jandarmi. Valoarea amenzilor încasate se ridică la 23.000 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, ordinii și liniștii publice. În plus, și polițiștii rutieri au transmis notificări pentru a identifica șoferii care au blocat un drum în timpul protestelor. Podul provizoriu de la Milișăuți va fi redeschis traficului rutier cel mai târziu sâmbătă, pe 17 februarie, a anunțat prefectul Alexandru Moldovan. Potrivit acestuia, lucrările de reparații la podul tehnologic peste râul Suceava din orașul Milișăuți sunt în plină desfășurare. Printre cei mai afectați de surparea podului sunt elevii din Milișăuți. Transportul acestora nu se poate efectua cu respectarea orarului școlar, din cauza circulației intense pe varianta ocolitoare disponibilă. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava a realizat prima intervenție de tratament endovascular pentru AVC ischemic acut la un pacient de 74 de ani transferat de la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Pacientul a avut o recuperare rapidă și aproape completă a funcțiilor neurologice și a fost externat în mai puțin de 7 zile. În fiecare an școlar, elevii se confruntă cu provocări semnificative în procesul de învățare. Astăzi abordăm un subiect esențial pentru succesul școlar, stilurile de învățare. Fiecare elev are propriul mod de a asimila informațiile, iar cunoașterea și adaptarea la acest stil pot influența semnificativ performanțele academice. Psihologul Mihaela Pavel ne împărtășește la rubrica Fii bine cu tine cum identificarea stilului de învățare poate contribui la formarea unei baze solide pentru succesul școlar. Sucevanca Anguța Bodnar a fost desemnată sportiva anului 2023 la gala organizată miercuri de Agenția Națională pentru Sport. Canotoarea din Vatra Moldoviței le-a depășit la această categorie pe atleta Alina Rotaru Cotman și pe jucătoarea de tenis de masă Bernadette Soci. CSU Suceava va juca la finalul acestei săptămâni două meciuri pe terenul Politehnicii Timișoara. Cele două formații se vor întâlni vineri de la ora 18 în etapa a 17-a din Liga Zimbrilor și duminică de la ora 16 în turul întâi din Cupa României. Echipa de volei sub 19 ani a liceului cu program sportiv Suceava a mai făcut un pas către turneul final. Jucătorii antrenați de Bogdan Maxim au câștigat pe terenul celor de la CSU Avram Iancu Ștei cu 2-3 și ocupă locul secund în faza elită.